Suntem la lansarea noului sezon Fructul Oprit, unde și voi jucați, bineînțeles. Spuneți-mi ce faceți, cum sunteți? În primul rând, trebuie să vă dezamăgesc. Eu am venit în vizită. Bine, acum, ca să vă zic adevărul, nici o secundă nu o să se spună că Ioan a murit. Deci există o posibilitate, la un moment dat, să se întâmple ceva, dar nu vrem nici să dezamăgim. Cel mai bine să urmăriți serialul, să vedeți cu ochii voștri ce o să se întâmple cu personajul Ioan, dacă se mai întâmplă ceva. Suntem în pauză de masă. După cum ați văzut, ne-am înfruptat cu toții din delicioasele delicatese. Și așteptăm să filmăm. Pentru că noi suntem într-o zi normală de filmare. Voi ați venit aici, niște invitați drăguți, să stați la monitoare și să vedeți cum se întâmplă o filmare, cum filmăm o secvență. Cum sunteți voi doi atunci când camerele de filmat sunt oprite? Păi... natural. La fel. Ideea da. E că asta e cel mai frumos. Aici s-a creat o legătură strânsă între actori și echipa de filmare, echipa de producție. Adică relațiile interumane sunt atât de strâns legate și atât de familiale, încât ai impresia că ești alături de prieteni în fiecare secundă. Atunci când se dă acțiune, tot alături de prieteni ești, evident că interpretezi un personaj, ești în pielea personajului, dar cum se dă stop, echipa se poartă la fel și e o atmosferă atât de plăcută încât trece ziua de filmare, nici nu știi când a început și când s-a terminat. Voi lucrați de foarte mult timp împreună, nu ați simțit niciodată, de fapt nu ați avut impresia că vă plictisiți unul de altul sau că sunteți prea sufocați, că sunteți tot timpul împreună? Nu. Hai, răspunde tu la asta. Te rog, vorbește. Ideea e în felul următor. Prin serialul ăsta am avut șansa să jucăm ceva ce noi n-am avut de jucat niciodată în alte proiecte. Noi în fiecare proiect am fost văzuți ca un cuplu și toată lumea era mamă, Cris și Vlad. Aici, pentru prima oară, noi n-am mai avut de jucat o poveste de dragoste. Sau, mă rog, nu s-a întâmplat acea poveste de dragoste și n-a apucat să se întâmple. Evident, Ioan o iubea pe Ana, Ana n-a avut ochi pentru el, până la urmă Ioan s-a îmbolnăvit și, în fine. Adică nu s-a mai întâmplat nimic spre dezamăgirea fanilor. Și în perioada asta vreau să zic că a fost foarte interesant, că pe de o parte și mie mi-au lipsit secvențele în care, mamă, n-am avut secvențe împreună, nu ne-am sărutat, nu nimic. Dar nu știu, spre exemplu, la începutul proiectului, în primul sezon, țin minte că filmam și realizam că Vlad nu e în secvență cu mine, deci e în altă parte, deci oare ce face Vlad acum cât eu filmez? Ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, pentru că noi tot timpul aveam secvențe doar împreună și când nu aveam filmare, nu aveam filmare niciunul dintre noi, adică eram acasă, deci tot timpul eram împreună. Iar de plictisit, nu se pune problema, oricum în fiecare proiect joci alte personaje, adică e total diferit. Iar noi, în viața de zi cu zi, ne înțelegem oricum din ce în ce mai bine, totul. Și avem de învățat unul de la celălalt orice.